Hei, salut, prieteni! Astăzi vom face un unboxing la prima mea dronă și anume un DJI Mavic Pro Platinum. Am mai zburat un Phantom 3 standard, dar asta este prima dronă pe care o dețin și pe care o voi și zbura. Hai să-i dăm drumul să vedem ce e în cutie, ce accesorii are și cum arată, cât de mare sau mică e și care sunt diferențele între Mavic Pro și Mavic Pro Platinum. Bun, cuțitul roz de unboxing, te rog. Mov, am zis roz, mov. Mulțumesc. Este mov toată ziua. Sper că la valiera aș face treaba și nu te auzi. Este mov toată ziua. Nu. Bun, hai să vedem ce este în această cutie. Ei, uite ce frumoasă e, ce culoare frumoasă are Platinum. Hai să începem cu controllerul, care arată cam așa. Ați mai văzut voi Mavic la mine în vlog, dar ăsta este al meu. Atunci mi-e telefonul să-l punem aici. Care? Aici în controller avem băgat cablul Lightning pentru iPhone, pe care îl vom scoate ca să-l înlocuim cu cel Type-C care îmi trebuie mie, care este în cutie, o să vedeți imediat. Lăsăm un pic deoparte controllerul momentan. Hai să vedem drona. Cam așa arată drona. Și se desface așa. Și așa. Față de Mavic Pro are schimbate aceste elicii, care teoretic fac mai puțin zgomot și în review-urile pe care le-am văzut eu pe net chiar fac mult mai puțin zgomot decât Mavic Pro, iar Mavic Pro face mult mai puțin zgomot decât Phantom, de exemplu. Asta este bateria. Avem o baterie de 3830 de mAh, iar Mavic Pro Platinum are un timp de zbor, o autonomie a bateriei de 30 de minute față de 27 parcă la Mavic Pro și are cu 60% mai puțin, face cu 60% mai puțin zgomot față de Mavic Pro. O să vedem chestia asta imediat. Aici avem locul de card. Vrei să muiesc? Nu. Avem și un card în ea. Wow, vine cu un card? Vine cu un card de 16 GB. SanDisk. Foarte tare, nu știam chestia asta. Aici avem două nivele de protecție pentru gimbalul ăsta. Avem chestia asta de cauciuc. De fapt, sunt trei. Avem protecția asta de plastic care trebuie scoasă. Și avem aici o protecție care ține gimbalul în loc. O punem momentan astea la loc. Aici avem doi senzori care bat în jos. Și aici doi senzori care bat în față. Ăștia de aici, în față. Stânga-dreapta, pentru a evita obstacole. Aici cred că avem niște cărticele, da, și încărcătorul bateriei, care se încarcă cam așa. E mai mic decât ala. Așa. Și avem aici un cablu micro USB și partea cealaltă a încărcătorului. Vedem ce avem aici, asta este Type-C-ul, e exact ce ne trebuie. Și aici mai avem un micro USB, în funcție de ce telefon ai, e un cablu pentru controller micro USB, USB Type-C și Lightning. Să-l conectăm pe Type-C, pentru că eu am S8 Plus. Să vedem ce mai avem aici în cutie. Aici trebuie să mai fie ceva. Sunt elice de rezervă. Dacă astea se rup, teoretic încape orice telefon, dacă am căpăt S8 Plus încape orice telefon în controllerul ăsta. Ia să dăm, să scoatem asta de aici. Să văd dacă mai am aplicația DJI. Este aici. Mavic Pro. Deschidem și controllerul. Gata, am conectat controllerul și telefonul. Hai să vedem. Vezi, domnul, stau așa. Da, face zgomot mult mai puțin decât celălalt. Bine, bipul ăsta că nu are baterie, nici controller, nici drona, nici nimic. Gata, potolește-te. Bravo. Acum trebuie să o și zburăm pe afară. Da, să facem zilele astea. Îmi rupe mâna. Îți trebuia trepied. Doar mâna? Da, nu mai... Nu mă rog piedul ăla acum, nu? Da.
Dacă nu mai prind. Deci s-a întors de unde ai lansat-o? Fix de unde am lansat-o. Era, am dus-o de aici, așa, ceva genul ăsta. La 10 cm de unde am dat drum. Nu veni atât aproape de mine că nu. Salut, salut. Și cam atât cu unboxing-ul noii mele drone, care acum nu are o baterie pentru că este la încărcat. Și ca să vă arăt așa doar un picuț ce se va mai petrece pe canal în perioada următoare, pot să vă arăt chestia asta. Nu-ți mai rândea mustața. Chestiile astea. Și mai e una, dar una este desfăcută. Și multe altele, dar o să vă explic eu în niște videouri care urmează, pentru că nu mi-au venit încă toate echipamentele pe care le-am cumpărat de curând. Și o să facem un unboxing și o să trecem la cu totul alt nivel aici pe vlog, datorită acestei minunății.